Cât de importantă este, în viziunea voastră, în acest moment această zonă de auto home delivery pentru toată industria de curierat, dar și pentru creșterea generală a industriei de e-commerce? Aș răspunde la întrebarea asta cu cât de importantă este pentru consumatorii noștri și pentru clienții noștri. Și răspunsul este devine o metodă fără de care nu mai este posibilă creșterea e-commerce-ului în România ținând cont de faptul că fără out of home delivery nu mai putem ajuta în mod real creșterea e-commerce-ului, noi am luat decizia de a investi masiv în această zonă. Deja avem o mie de locări, am început instalarea unui alt lot de 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 1000 de locări, avem planuri mari. Nu ne vom opri decât acolo uh, când gradul de saturație al uh, acestui tip de livrări va fi uh, aproape de 100%. Deci, răspunsul este extrem de important, uh, mergem înainte și vom oferi tuturor uh, aceste soluții alternative de livrare pentru a uh, oferi conveniență și reziliență în piață. Și pentru că vorbeați mai devreme de importanța investițiilor. Știu că investiți constant în dezvoltarea infrastructurii. Care sunt acum principalele direcții pentru aceste investiții și cum o să schimbe ele relația pe care o aveți cu clienții de e-commerce din România și, sperăm, și din alte țări? În businessul nostru, fără investiții, nu se poate. Pentru că nu poți lua volume excedentare din piață decât dacă ai capacitate logistică. Prin capacitate logistică, a se înțelege oameni care să le ridice, mașini, flotă, line hall, centre de sortare, depozite de livrare, mașini de livrare, sisteme alternative de livrare. Anul acesta ne-am concentrat foarte tare pe, pe zona de excelență operațională, ne-am concentrat pe dezvoltarea rețelei operaționale, atât prin dezvoltarea două noi centre de sortare, Cluj, Brașov, dar și prin începerea două noi investiții, București și Sibiu, investiții care ne vor ajuta să creștem procentul coletelor pe care le scoatem în livrare în 24 de ore. Vis-a-vis -vis de, vis -vis de modul în care va schimba relația cu clienții noștri, clienții noștri își doresc o rețea sigură o rețea care să le transporte uh, MARFA de la depozitul lor la clientul final, în timpul promis. Deci, cu cât mai mult vom îndeplini această promisiune, cu atât mai mult uh, relația pe care o avem cu clienții noștri uh, va fi una, uh, una bună. Care este strategia Fancurier în privința livrărilor peste hotare? Și ce loc ocupă în acest moment livrările cross-border în viziunea Fancurier? Uh, uh, aș putea spune că MARFA care ne vine din afara granițelor țării este într-un procent extrem de important. 20, poate 30% dintre coletele pe care le transportăm sunt mărfuri care vin în rețeaua noastră din depozite care nu sunt, nu sunt în România. Ponderea aceasta crește pentru că noi am înțeles, că, am înțeles de mai multă vreme că noi trebuie să fim acolo unde sunt clienții noștri. Clienții noștri asta ne cer, să fim aproape de ei. Pentru a fi aproape de ei înseamnă să muți infrastructură, să muți logistică, să te duci efectiv cu mașina la depozitul clientului sau cât mai aproape de depozitul clientului. De aceea am creat o rețea de distribuție în Europa Centrală și de Est, rețea care ne permite să aducem într-un timp extrem de rapid marfă cu care să alimentăm rețeaua din România, dar nu ne limităm la atât, ci am început să devenim un jucător regional pentru că facem cross-border e-commerce fără ca una din țările originatoare sau destinatare să fie, să fie România. Considerăm că brandul nostru, fiind un brand puternic la nivel european, fiind un brand cunoscut, un brand asociat cu excelența, asociat cu seriozitatea, permite, ne permite să putem dezvolta afacerea asta la nivel regional, iar feedback-ul pe care îl avem până în de față de la clienții noștri este unul extrem de pozitiv, pentru că mergem cu o promisiune de livrare care îi ajută să-și dezvolte propriile business-uri. Să vorbim și de niște aspecte un pic mai puțin pozitive, să spunem. Sunt în continuare în România, ați văzut, practici în e-commerce care nu ajută la dezvoltarea industriei? Dacă ne raportăm strict la industrie, aș fi atent preponderent la două aspecte. Unul este la a vinde produse care nu sunt în mai cu modul în care au fost prezentate. Noi ne lovim des de acest lucru pentru că o companie de curierat nu este doar o companie de transport care plimbă marfa dintr-un loc în altul. O companie de curierat este brațul care închide o vânzare în zona de e-commerce. Deci, practic, magazinul online depune eforturi de marketing, promovare, vânzare, stoc, achiziții și așa mai departe, să aibă produse, însă dacă soluția logistică nu este una optimă, toate acestea sunt, sunt anulate. În momentul în care noi mergem către consumatori, noi nu suntem doar fan curier. Suntem fan curier cel care îndeplinește și închide procesul de vânzare al produsului. Clienții vin către noi și ne spun că produsele nu arată așa cum au fost prezentate. Deci dacă ar fi să dau un sfat magazinelor online, sfatul pe care l-aș da este acela de a vinde produsele Într-un mod cât se poate de corect, de a fi fer față de consumatori și de a nu face promisiuni pe care nu le pot onora. Al doilea lucru la care piața de e-commerce din România, personal, consider că nu depune suficient efort este modul în care produsele sunt ambalate. O ambalare deficitară creează o experiență negativă în momentul în care comandăm, ne bucurăm de comandă, așteptăm să vină curierul, ne contactează curierul. Vine curierul, deschidem coletul și vedem că produsul este deteriorat. Din analizele proprii. Aproape de 100% dintre deteriorări ar fi putut fi evitate dacă ambalajele erau unul conform. Unul prin conform, a se înțelege. Dedicat unui serviciu ce presupune suprapozare, ce presupune manipulare multiplă, da? pentru că mulți clienți vând produsele în e-commerce ambalate așa cum le vând la raft. Nu, lucrurile sunt diferite. Pentru e-commerce, ambalajul trebuie să fie diferit, trebuie să permită multiple manipulări, trebuie să permită suprapozări, trebuie să permită mai multe. Momente de șoc, ca să spun așa, pe timpul, pe timpul transportului. Deci, practic, o, un comportament care nu este suficient de bine acoperit, considerat și corectat este ambalarea deficitară a produselor.